săturat să văd români care put aport. M-a săturat să văd cum proști se iau decizii în sport. M-a săturat de performanțe fără niciun ban. Să văd cum unii pun lacte pe Maidan, yeah. Nu vreau să văd copii obeși și leși pe interes. Nu vreau să văd sute de tineri care mor de stres. Ca la congres vopsim de sine în culori de partid. Viitorul nostru e clar, sărac, lipit. Nu vreau decât să arunc un ochi către viitor. Visez să văd în jur doar oameni care știu ce vor. Nu încerca să aștept din cer ultima soluție. Hai, mișcă-te stradă, hai la revoluție. În ultima secundă te poți ridica. Poți pierde tot sau poți câștiga. Să-n puterea ta să facem revoluție. Să schimbi mentalitatea e singura soluție. În ultima secundă te poți ridica. Poți pierde tot sau poți câștiga. Să-n puterea ta să facem revoluție. Să schimbi mentalitatea e singura soluție. Iubesc plăcerea de a fi în mișcare. De a da corpului libertate și amploare. Mă doare că sportul a devenit cancan. Iar antrenor se crede orice politician. Avem legende cu renume, campioni ce ne-au adus respect în lume. Parcă văd și acum ce isterie în casă, când se întorceau românii cu medaliile în plasă. Lăsați sportul să fie ce-a fost, nu-l impozitați că n-are rost. Lăsați-l în școli și în inimile noastre. Nu vrem să devenim generația dezastre. Unii fac sport prin munți și în interiorul bazinului. Alții ca în cort la nunți pe dansul pinguinului. Nu ținem deloc la juniori, în schimb vom lua foc când sunt câștigători, ce sindrom. În echipament american ca ciocolata rom. Campionul nostru la sărituri cu schiuri se antrenează, sărim pe burete ca pițipoancele pe taxiuri. Guvernul cere la greu fiuri în partipriuri, încurajând rar nimicuri pe post de alibiuri. Românul e ambițios când e de dat burta jos. Stă pe scaun ghebos cu 10 beri ca un boss. În ultima secundă te poți ridica. Poți pierde tot sau poți câștiga. Să-n puterea ta să facem revoluție. Să schimbi mentalitatea e singura soluție. În ultima secundă te poți ridica. Poți pierde tot sau poți câștiga. Să-n puterea ta să facem revoluție. Să schimbi mentalitatea e singura soluție. Mai nou pentru sport, românii simt un disconfort. Mișcarea e fentată cu o scutire. Pentru asta bani din buzunare tot scot. Tendința e mai nou să fii robot. Sănătatea e amenințată cam de peste tot. Și facem ce știm, dar fără să ne gândim că ajungem să plătim și nu vrem să suferim. Așa că hai să dăm o fugă peste munți. Mai jucăm iuța la licee în curți. Traversăm în otoceanele, batem iar maidanele. Ne reinventăm și facem iar din sport spectacol, bre. În ultima